Aceasta este o carte pentru copii, dar spuneți că este o carte serioasă în același timp. V-aș întreba, în general vorbind, care credeți că e cea mai bună metodă, cale de a prezenta copiilor, și nu numai lor, idei științifice? Da, bună întrebarea. De obicei copiii nu prea au de unde citi despre astronomie și foarte mulți copii la o anumită vârstă, de fapt toți aproape, sunt pasionați de astronomie. Majoritatea, la o anumită vârstă, și atunci ei pot citi orice. Însă dacă vrei să rămână ceva în capul lor cât de cât și să știe și ei să spună altora, e foarte important ca cititorii mici să spună și altora ce au citit, că asta înseamnă că chiar au înțeles, sunt siguri pe ei. Să prezinți într-un fel așa, eu am încercat să prezint cu comparații din viața de zi cu zi. Comparații de la școală, ce se întâmplă pe la școală, poți să asociezi ce se întâmplă în univers cu ce se întâmplă la școală. De exemplu, orbitele planetelor sunt prezentate într-un fel ca și cum ar sta în bancă planetele, da? Pentru că au locul lor unde stau. Sau poți să te gândești la cât de multe obiecte sunt. Gândiți-te la să explici treaba asta, gândiți-te la fructe, la portocale, cât de mari sunt, cât de mici sunt, cât de multe pot fi, și am încercat să folosesc comparații de genul ăsta din viața de zi cu zi. Uneori mai vorbești și despre părinți, uneori mai vorbești și despre profesori, cam așa trebuie să asociezi informațiile care sunt grele într-un fel, ca să fie înțelese de copii. Eu așa am încercat, acum voi vedea dacă vor fi înțelese, dacă mi-a ieșit, dar nu e o chestie nouă pe care am inventat eu. Bineînțeles că se folosește de mult timp lucrul acesta. Eu m-am axat foarte mult și am spus de multe ori în carte pentru copii, nu contează să știi numele planetelor, pentru că doar așa să le înșiri, așa ca o casetă, așa ca un CD, nu înseamnă că știi. Dacă le știi doar numele, trebuie să știi de fapt ce înseamnă planeta aia, cum e acolo, poți să nu știi cum se numește. Și să o definești până ceea ce este ea. E destul de important. Eu chiar am un capitol în care le spun copilor că toate planetele sunt denumite greșit. Și chiar așa și este. Chiar și Pământul e denumit greșit. Adică puteți să-mi dați un exemplu? Păi uite, un exemplu ar fi Venus, care are un nume, e numele zeiței frumuseții sau a iubirii, nu contează neapărat, însă e cea mai urâtă planetă din sistemul solar. E o planetă pe care nu poți trăi nici măcar o secundă. Nici vara, nici iarna, nici ziua, nici noaptea. Este foarte, foarte ciudat. Sau Pământul, ce înseamnă Pământ? Pământ înseamnă pământ, sol, ceva solid, însă Pământul e acoperit 70% de apă și de gheață și de nisip. Pământul are un nume greșit. La fel și alte planete, majoritatea au nume greșite, pentru că numele au fost date atunci când doar se vedeau cu ochiul liber. Și le și explic asta, bineînțeles. Am publicat acum câteva zile un articol pe Contributors al fizicianului Cristian Presură și el dă un citat din Plutarh. Și spune așa, mintea unui copil nu este un vas ce trebuie umplut, ci un lemn care trebuie aprins cu o scânteie. Și spune că trebuie să trezești curiozitatea în copii, nu trebuie să-i bași cunoștințe în cap. Într-adevăr, ăsta este stilul de la școală, în care li se bagă informații, nume, ani, valoarea recoltei de porumb din Africa de Sud sau din alte țări. Astea sunt chestii care doar umplu mintea copiilor și tu trebuie doar să-i faci să înțeleagă, eu trebuie să-i fac să înțeleagă ce este cu universul din jurul lor, atâta tot. Și asta ar trebui să fie și la școală, bineînțeles. Nimeni nu mai ține minte toate capitalele sau recolta de nu știu ce de pe glob. Nimeni nu mai ține minte ce a învățat la geografie. Chiar acum sunt oameni mai care nu știu să identifice țări pe glob. Și e clar că nu funcționează sistemul acesta de a băga informații, dar într-un fel trebuie să fii sigur că toți primesc același lucru și bănuiesc că de asta se folosește acest sistem de sute de ani, de a da informații copiilor, nu idei, ci informații. Am citit cartea așa și am găsit lucruri foarte interesante și pentru mine. E pentru copii, cum aș citi cartea? Înseamnă că nu degeaba am scris acolo și pentru restul lumii. O carte de asemenea pentru copii și pentru restul lumii. Am aflat cum pot să identific foarte precis steaua polară. Sunt informații practice. Copiilor din ziua de astăzi le plac informațiile practice, informații care pot să lucreze imediat, să le folosească imediat în viața de zi cu zi. Când vă întâlniți cu
copiii, cu adolescenții, cum le explicați lucrurile? Eu întotdeauna le spun la început că astronomia are un avantaj față de alte științe. Toate sunt importante, toate științele sunt importante. Astronomia are însă un mic avantaj. Poți să vezi cu ochii tăi obiectele despre care citești. Ai citit despre Marte, ai văzut poze cu Marte, poți tu cu ochii tăi, din sufragerie, din bucătărie, din parc, nu contează de unde, să vezi planeta Marte. Chiar cu ochiul liber nu trebuie să ai telescop. Sau poți să afli despre o stea, de o supergigantă, de o viitoare supernovă, te duci afară, o cauți și o vezi. Și ăsta e unul din avantaje și cam asta încerc eu să le spun prima oară. Astronomia este ceva ce se și poate face, nu doar citești despre astronomie. Deci, genetica, citești despre generică, ce poți să faci? Nu poți să faci nimic, nu? Dar în astronomie poți să te uiți chiar din casă, chiar din parc, cu părinții, cu prietenii, singuri, nu contează, și să vezi ceva pe cer. Poți să vezi că se și întâmplă lucruri pe cer. Dacă te uiți așa în fiecare săptămână, în aceeași direcție, la aceeași oră, vezi cum se mișcă planetele pe cer. Vezi cu ochii tăi. Și asta e un avantaj. Și asta le spun totdeauna copiilor, dar și oamenilor mari, bineînțeles. Astronomie e ceva vizual, e ceva ce se poate face. De asta zic, să faci astronomie, că am vorbit și înainte să începem să discutăm. Faci astronomie, te uiți, le cauți. Și nu știu câți copii în ziua de azi sau oameni mari pot identifica punctele cardinale. Ați văzut cum e în filmele americane. Ne vedem înspre nord-vest. Sau unde e magazinul? Înspre nord-vest. Ce e aia nord-vest? Și puțin știu acest lucru. Și la fel, astronomia nu se poate face dacă nu cunoști punctele cardinale. Și chiar am un capitol în care se învață, îi învăț, le arăt oamenilor cum să învețe punctele cardinale. Foarte, foarte util. Știi mereu unde e nordul, nu te poți rătăci. Și mai e ceva. Toți sunt obsedați de prieteni, să ai prieteni, să ai cu cine vorbi, să ai cu cine discuta. Și într-un fel, dacă înveți cerul, înveți constelațiile și stelele, ai niște prieteni pe cer. Poți să afli orice despre stelele alea. Nu știu ele despre tine nimic, dar cât de frumos este să ieși la orice oră, noaptea, afară din casă, în orice loc te-ai aflat pe glob, să te uiți deasupra capului să înțelegi totul. Într-o dată te simți mai bine, mai încrezător în ceea ce faci tu și e foarte, foarte util asta. Oriunde te duci să cunoști ceva. Explicați un pic pentru cititor cum se identifice steaua polară. Da, e destul de simplu. În primul rând, trebuie să se știe că steaua polară nu este cea mai strălucitoare stea de pe cer. Pentru că mulți văd o stea strălucitoare, uite steaua polară. Nu e adevărat, n-are cum. Steaua polară este cam a 200-a stea ca strălucire, deci nu este foarte, foarte strălucitoare. Și ea nu se află oriunde pe cer. Steaua polară are acest avantaj că stă întotdeauna în același loc pe cer. La orice oră te-ai uita, în aceeași direcție, în orice anotimp, o să vezi steaua polară în același loc. Dacă stai pe un scaun și te uiți înspre steaua polară și adormi 5 ore, 10 ore, 20 de ore, 50 de ani, de ori de câte ori deschizi ochii, vei vedea steaua polară în aceeași direcție. Foarte util asta. Și acum, pentru a găsi steaua polară, trebuie să te uiți înspre nord. Asta e o problemă pentru oameni. Că unde e nordul? Nordul, de fapt, este cam... E greu de găsit nordul. Foarte greu de găsit. Bine, e simplu, dar la început e greu. Cel mai bine e așa. Să cauți, să vezi unde este soarele la mijlocul zilei. Mijlocul zilei înseamnă până la ora 12 sau 13 ora României. Și să te uiți, nu la soare, înspre soare și înspre orizont. Vezi unde e soarele și cobori așa cu privirea înspre orizont. Atunci, în spatele tău va fi nordul. Nu rămâne decât să vii noaptea, seara, la orice oră, să te uiți în direcția în care este nordul. Partea opusă față de unde era soarele și undeva sus pe cer, nu jos. Dar nici deasupra capului, la mijloc, nici la orizont, nici deasupra capului, o să se vadă o stea. O stea care nu mai are alte stele la fel de strălucitoare pe lângă, aceea este steaua polară. Dacă n-ar fi sigur oamenii și întotdeauna la început, nu e sigur pe tine că ai văzut ce trebuie, trebuie doar să lași un semn înspre direcția aceea. Pui un băț, pui o chestie, desenezi pe geam cu marker, uite, asta este steaua polară. Și te întorci după câteva ore și vei vedea că este în același loc. Dacă este în același loc, aceea este steaua polară. Nici o altă stea de pe cer nu rămâne în același loc. Toate se mișcă. Mulți oameni cunosc forma carului mare, dar e mai greu. Depinde de anotimp. Oamenii sunt obișnuiți să se uite așa, într-o direcție anume, dar carul mare se rotește în jurul stelei polare și în funcție de anotimp poate fi deasupra capului, aproape de orizont sau stânga sau dreapta față de steaua polară. Eu am dat hărți
Pentru fiecare are un timp în care să vadă poziția carului mare. Se poate folosi și carul mare, dar asta e o metodă care presupune deja să știi ceva. Stele. Și parcă nu e în regulă. Eu am dat la început, când am spus aici, o informație în care nu trebuia să știi nimic, decât care e soarele. Bănesc, acum oamenii știu care e soarele și care este mijlocul zilei la fel. Deci e mult mai simplu așa să o iei de la zero. Și care e cea mai, după părerea dumneavoastră, care e cea mai spectaculoasă stea din cele care se văd cu ochiul liber? Cea mai spectaculoasă stea. Da, sunt atât de multe stele pe cer. Aș putea spune că sunt câteva stele pe cer, 3 stele, care trebuie urmărite mereu de către oricine, pentru că ele sunt într-o perioadă mai grea a vieții lor. Stelele nu trăiesc, ci funcționează. Dar ele sunt la capătul puterilor, ca să spun așa. Practic nu mai au combustibil. Noi știm asta, am văzut acest lucru și stelele de felul acesta explodează atunci când nu mai au combustibil. Foarte ciudat. Rămâi fără benzină și explodezi. E ciudat, dar la stele funcționează. Și sunt 3 stele care trebuie urmărite mereu. Acelea mi se par mie cele mai spectaculoase. Se numesc Spica. Este strălucitoare, 180 de ani lumină depărtare până acolo sau de acolo până aici. Deci o vezi cu o întârziere de 180 de ani. O mai avem pe Antares, pe la vreo 600 de ani lumină, foarte, foarte strălucitoare. Și mai este Betelgeuse, tot pe la vreo 600 de ani lumină, dar în partea opusă. Și ori de câte ori ne uităm spre acele stele, ne așteptăm să le vedem explodate deja, și adică să aibă o strălucire mult mai mare decât au în prezent. Dar asta înseamnă în următorii milioane de ani, dar ar putea fi și mâine sau azi. Sau poate s-a întâmplat acum 50 de ani, dar lumina încă n-a ajuns la noi. Se poate și asta. Deci așteptăm să explodeze cele 3 stele, fiți cu ochii pe ele. Oamenii de știință, în general, se feresc să intre în postura asta de comunicatorii pentru publicul larg a științei, fiindcă au senzația că le dăunează cariere academice, că se expun. Dumneavoastră aveți nenumărate conferințe pentru publicul larg. Aveți senzația că asta vă dăunează carierei academice? Dar eu am fost înainte om care vorbea cu publicul și după aia am devenit om de știință. Deci eu am început ca astronom amator, la observator, chiar dacă aveam niște studii pe domeniu cât de cât nu am practicat, și am fost astronom amator care lucra la un observator pentru public și așa mi-am început cariera. Da? Și am luat-o invers. Și după aia m-am apucat și de știință. Și nu dăunează deloc. Cel puțin în privința astronomilor. Nu știu cum e în privința altor cercetători, oameni de știință din alte domenii, pentru că mie, de exemplu, îmi place după amiaza să țin prezentări sau mai pe seară și după aia să mă duc să fac observații. Observații să fac de unul singur și să observ ce am de observat, să reduc datele în liniște. Am avut gălăgie seara, dar noaptea este liniște și pe mine, mie îmi place lucrul acesta și nu dăunează deloc, bineînțeles. Ar putea dăuna, pentru că întotdeauna când trebuie să ții o prezentare, o conferință, cum spuneți dumneavoastră, sună prea greu conferință, trebuie să te pregătești înainte, chiar dacă știi. Trebuie să te pregătești, mai ales când știi că o să-ți vină 100 de oameni, și copii, și oameni mari, de toate categoriile, tu trebuie să fii sigur că te înțeleg tot și atunci trebuie să te pregătești. Și pregătirea asta durează mult mai mult decât ține conferința în sine. Da? O conferință durează o oră, o prezentare. Pentru mine durează o oră, cam atâta, mai mult nu pot sta. Dar mă pregătesc mai mult timp. Da? Bineînțeles, se ajunge și în situația în care le înveți pe toate, le știi pe toate și oricând poți să ții anumite prezentări, cum este cazul meu, dar în cazul în care am de făcut ceva nou, îmi ia foarte mult timp. Și e de înțeles, nu mai poți să faci ce trebuie la serviciu, pentru că te pregătești pentru o prezentare și atunci unii preferă să facă doar știința lor de la serviciu. Pentru cei interesați de domeniul acesta al astronomiei, cam cum ar trebui început? De pildă, cât ar costa o trusă de instrumente de observat pentru un copil de 12 ani? Am văzut că prețurile au scăzut destul de mult. Ce contează cât costă mașinile dacă tu nu le poți conduce? Așa este și în astronomie. Înainte să ai un instrument astronomic, trebuie să vezi ce poate fi observat printr-un instrument astronomic. Și asta înseamnă să înveți cerul, să înveți constelațiile, ți-a câteva luni de zile, stelele strălucitoare. Vei afla apoi că în constelații sunt obiecte care nu se văd cu ochiul liber, galaxii, roiuri stelare, mai trece câte o cometă, mai trece cu un asteroid, asteroizii sunt cu sutele de mii, sunt mereu oriunde. Și stelele,
pot fi stele duble, care nu se văd cu ochiul liber, ca duble, ca două, și numai prin telescop se întâmplă. Și de-abia atunci, după ce afli tot ce ar putea fi văzut, afli despre lucrurile acestea care nu se văd, dar sunt acolo, poți să-ți cumperi un telescop. Și e foarte util, pentru că atunci când înveți cerul, stai cu o hartă în mână și te uiți așa la cer, te gândești la nemurirea sufletului și înveți stelele. E foarte plăcut. Dacă ai un telescop, începi cu șuruburi, cu piulițe, cu așa, și e ceva mult mai mecanic, așa, mai tehnic și nu prea te apropie de univers, așa. Și eu recomand așa, te apuci înainte să înveți cerul și apoi îți iei telescop. Nu durează mult, după maxim un an o să ai telescop după ce te-ai apucat să înveți constelațiile. Și cel mai bun telescop este cel pe care îl poți căra. Atâta, este simplu. Okay? Să nu fie nici prea ușor să-l bagi în buzunar și să pleci cu el, că nu prea sună bine, dar nici să fie un telescop pe care nu-l poți muta din loc. Doar cei foarte, foarte norocoși au o curte undeva la marginea orașului și își pot instala un telescop, dar sunt foarte puțini și pasionați de astronomie. Și, în principiu, orice om care se apucă de astronomie și învață constelații și vrea telescop, va trebui să se deplaseze. Se duce în parc, se duce la munte, la țară și dacă are 100 de kilograme telescopul, nu o să-l folosești. Dacă are 10-20 de kilograme, este mult mai ușor. Și există telescoapele acestea foarte rudimentare, numite Dobson, de tip Dobson. Telescoape de tip Newton puse pe un anumit suport. Ele se mișcă manual, sus-jos, stânga-dreapta. Dar sunt foarte ieftine. De exemplu, poate ajunge un telescop de 15 cm cam la 1200 de lei sau de 200 de milimetri la 1500 de lei. Și poți să ajungi cu banii aceștia să-ți cumperi un telescop pe care îl folosești vreo 20 de ani, pentru că n-ai timp să vezi toate obiectele pe care ți le arată un asemenea telescop. Deci, dacă vrei să faci fotografii, oricine vrea să aibă pe Facebook o poză cu o galaxie, da? O galaxie care a mai fost fotografiată de 1 milion de ori de alții, acum 50 de ani, și mai bine, va trebui să investească mai mult, pentru că telescoapele rudimentare îți permit să te uiți prin ele, să vezi tu cu ochii tăi. Dacă vrei să faci fotografii, atunci telescopul trebuie să se miște împreună cu Pământul, cu aceeași viteză, dar în partea opusă. Trebuie o montură, așa se numește. Un trepied cu o montură. Montura are nevoie de curent electric, deci trebuie să cari după tine baterii sau alte chestii. Și telescopul se mișcă în timp ce aparatul stă în locul ochiului. E, asta costă foarte mult și se ajunge să dai mii de euro pe un asemenea setup, cum se zice acum, da? Pe un asemenea instrument. Dar nu vei face decât o poză. O poză și după aia stai la monitor și te chinui 6 ore să-ți iasă ceva frumos și după ce o publici vezi că alții au făcut poze mult mai frumoase, acum 10 ani, știi? Dar unora le place, e frumos să faci asta, dar să te duci pe cer, să ai stelele deasupra capului, Calea Lactee, stele că stai și tu stai cu ochii în monitor, pare cam o pierdere de vreme. Așa poți să stai acasă cu ochii în monitor. Cel mai bine e să te apuci vizual, să faci cu ochiul tău, să te uiți la planete, la stele, la constelații, la galaxii și de-abia după aia te apuci de fotografii. Mai simplu ar fi așa, să folosești un telescop automat din altă țară. Prețurile nu sunt foarte mari și poți să faci poze cu telescoape imense, dând acolo 10 de euro în câteva ore. Am chiar și eu, acum recent am căutat, $1000, 19 ore de observații. Deci dacă vrei să faci niște poze frumoase, scoți acolo 4-5 mii de lei. Cum se întâmplă asta? Păi tu trimiți, te abonezi pe site-ul respectiv și spui, am nevoie să observ următoarele obiecte. Faci plata și după câteva zile îți vin datele. Te apuci și le prelucrezi și faci o poză frumoasă sau poți să faci și știință în felul acesta. E simplu. Dar nu stai tu afară și nu poți vedea tu cu ochii tăi stele, constelații, Calea Lactee. Astronomia te aduce foarte aproape de mediul înconjurător, de natură. Noi suntem învățați cu natura din jurul nostru. Copaci, mașini parcate pe trotuar, nu? Că asta e natura. Și mai există o natură asta la nivel mult mai mare, cum ar fi spațiul cosmic. Ori de câte ori te uiți pe cer și nu vezi nimic, adică vezi negru, vezi de fapt spațiul cosmic în care nu există nimic. Există niște fire de praf pe care nu le poți vedea în mod normal. Când te uiți înspre o stea, dacă vezi o stea, vezi de fapt lumina care vine după zeci sau sute de ani de la un astru ca soarele. Când vezi o planetă și ai văzut că se mișcă cu ochii tăi, vezi de fapt cum se rotesc planetele în jurul soarelui. Este mult, mult mai frumos decât să faci o poză sau ceva genul ăsta. Vizual e mult mai impresionant acest lucru. Natura asta la scară largă. E greu să ajungi astronom? Nu.
Nu este greu să ajungi astronom. Depinde ce fel de astronom doriți. Există oamenii de știință care sunt cercetători și pentru asta trebuie să te duci să faci o facultate în domeniu, mă rog, real. Uite, poți să faci fizică, poți să faci matematică, mergi și cu inginerie să te faci astronom. Masterul de obicei spală studiile anterioare și te ajută să te specializezi și mai bine. Dacă faci inginerie, poți să urmezi un master în fizică, nu e nicio problemă, sau în astrofizică. Și așa te specializezi. Trebuie însă să-ți găsești un loc să lucrezi ca cercetător în astronomie. Există două locuri, din câte știu eu. Institutul Astronomic al Academiei Române și mai există Institutul de Științe Spațiale de la Măgurele, care angajează fizicieni care se ocupă cu studiul spațiului. Și cam astea cele două locuri trebuie să găsești și loc. Ai putea să fii astronom amator, să fii un pasionat de astronomie care cunoaște cerul extraordinar de bine și care poate să arate oricui, oricând, orice obiect și care poate, care poate ajuta și oamenii de știință. În caz că are telescoape mai bune, aparate bune, poate contribui la știință. Se poate și așa și așa.